Salut, săgetători! Voi face citirea pentru perioada 16 iunie-30 iunie 2024. Voi începe cu un scurt horoscop pentru săgetători, ascendent, zodie, lună plină pentru femei în săgetător. Neptun este în opoziție cu Lilith, lucru care ne influențează pe toți. Deci, pentru voi înseamnă carieră și familie. Deci, am putea spune că eforturile pe care le faceți pentru a progresa profesionale, sociale, dar și solicitările din familie vă depășesc și vă aduc tensiuni, nervozitate, gândirea poate fi greșită, imaginație, fantezii, neatenție, teama de a repeta greșeli, anumite frici, blocaje în comunicare, neclaritate, gândirea devine confuză. Sfatul este să nu vă grăbiți, să fiți calmi și să nu uitați de credință. Din 19 iunie, luna în casa personalității voastre vă face să fiți loiali, vă susține această loialitate a voastră, fidelitatea și stabilitatea. Aveți totuși dorința de a vă distra și de a vă exprima trăirile sufletești, având o inteligență instinctivă. Relațiile sunt de parteneriat, de colaborare, dar și idealiste. Sunteți dornici de călătorii, căutări intelectuale, independență și spiritualitate. Solstițiul de vară pentru voi, pentru toți, începe pe data de 20 iunie, la ora Bucureștiului 23:51, este în RAC. Pentru voi, RAC-ul aduce schimbări, reprezintă o casă a schimbărilor, legături cu originile, trecutul, strămoși, familii, spiritualitate, karmă. Așteptați-vă la schimbări, dar și la o stare de emoțională, tensionată. Ascendentul momentului este în 21 grade vărsător. Aspectul este legat de comunicare. Doriți să comunicați la distanță, vă bazați pe progres, vreți să aveți relații de prietenie, vă doriți independența, libertatea și s-ar putea să fiți puțin și încăpățânați. Se formează un careu în T pe opoziția aceasta Neptun-Lilith, având planeta focar Soarele. Astfel, începeți să acumulați frustrări, poate legate de niște contracte, poate legate de schimbările care au apărut, de ambiție. Aveți o tendință de a vă lăsa aproape înșelați. Dorința de lux, dar și pierderi. În 22 iunie se formează luna plină în Capricorn. Pentru voi reprezintă resursele, bunurile materiale create de munca, prin munca voastră. Această lună plină se produce la ora 4 și 8 minute, ora Bucureștiului, în 1 grad și 7 minute Capricorn. Sunteți tensionați și acest aspect este pe axa RAC-Capricorn. Vorbim de schimbări, transformări, dar și de resurse. Aceste schimbări, transformări, poate fi vorba de renunțarea la ceva la care ați muncit foarte mult,
de nervozitate, nevoia de a echilibra eforturile făcute pentru resursele voastre, dar și schimbările care vă solicită, poate profesional, social, sau chiar schimbări care vin în familie, în cămin, și chiar poate să fie despărțirea de ceva la care ați ținut sau despărțirea de ceva care este mai vechi. Luna plină vă luminează rezultatele unor proiecte pe care le-ați început cu 6 luni în urmă, la luna nouă din Capricorn. Poate fi vorba de resurse, de bunuri materiale, unde voi ați început niște proiecte pentru a clarifica o situație, pentru a obține niște resurse. Luna plină vă luminează aceste rezultate. Ascendentul momentului este în 8 grade Gemeni, favorizând schimbări, capricii, neîncredere. Vă folosiți gândirea pentru a găsi explicații, pentru a căuta argumente, fapte, astfel încât să clarificați o situație. Sănătatea este vulnerabilă, poate fi o situație legată de respirație sau de articulații, în relații comunicați, faceți schimb de informații și apreciați independența. Se formează în acest moment de lună plină o cruce cosmică între Lună și Soare și Lilith și Neptun. Între aceste planete avem o distanță egală de 90 de grade, care aduce foarte multe tensiune, frustrări, nervozitate, schimbări cu posibile pierderi materiale și probleme de sănătate sau chiar despărțirea, așa cum am zis, de persoane din trecut sau de ceva la care ați ținut, un animal, o plantă, ceva. Tensiunile prime de care sunt pe axa Lilith-Neptun, care am spus că ele vor ține până în data de 25, deci nu vom scăpa așa de ușor de această tensiune, este pe axa Pești-Fecioară, ceea ce am spus că reprezintă, deci, cariera și familia. Deci, eforturile pe care le-ați făcut pentru a progresa profesional, dar și pentru familie, solicitările din familie. Acest lucru creează un dezechilibru. Pentru arta momentului este în casele 11 și 5, ceea ce implică relațiile cu prietenii, protectorii, asociații profesionale și dorința voastră de a fi fericiți. Legat de o iubire, de creativitate, de aventură, unde sunt frustrări, nervozitate, căderi de vitalitate, ceartă, despărțire. Este bine să acceptați schimbarea, transformarea și chiar despărțirea de ceva ce vă este drag. Cealaltă axă tensionată este între Soare și Rac. Deci vorbim de resurse, de bunuri materiale, fiindcă Soarele este în Rac, Luna este în Capricorn. Este pe axa Rac-Capricorn. Resurse, bunuri materiale create de voi și schimbările. Aceste schimbări sunt și pe axa, cum să spun, pe harta momentului. Schimbările sunt între casa a doua, aceste, să zicem, axă, și casa a opta. Deci vă aduc o atenționare legată de resurse, de bunuri materiale și moșteniri, procese, pierderi, probleme de nervozitate, transformări, datorii din trecut, karmă, greșeli pe care le-ați făcut, transformări, schimbări dificile. Sfat să fiți deschiși schimbărilor și transformărilor.
casa, aceste aspecte sunt impuse și de planetele care sunt în case, dar să nu-l uităm și pe Pluto, care el este în vărsător și este retrograd. În 29 iunie, Lilith va face ingresul în balanță. Pentru voi înseamnă relații, relațiile sociale, relațiile cu partenerul de viață, relațiile cu membrii familiei. Acest aspect va fi timp de 9 luni de zile, relațiile vor fi în vizorul lui Lilith, unde va trebui să căutați echilibrul, armonia, să fiți creativi, să fiți diplomați, rafinați. În ceea ce privește afacerile, parteneriatele, asocierile sau contractele, sunt posibile rupturi definitive care aduc totuși suferință. Acestea au fost principalele aspecte pentru horoscopul vostru și să vedem ce spune și tarotul. Deci, perioada... Perioada 16-30 iunie, și iată, să ne uităm la baza pachetului, 10 de spade. Este un moment foarte dificil pentru voi, fiindcă simțiți că sunteți doborâți de ceilalți, de răutatea lor, de invidie. Poate se va aduce o stare de nervozitate, o cădere de vitalitate, probleme de respirație, dar aici aveți o regină de monede pe care puteți să vă bazați. Vorbim de o femeie în vârstă cu ascendent zodie lună plină în Capricorn. O femeie care strânge, cum să spun, ea este creativă și din munca ei strânge tot ce realizează și oricând vă puteți baza pe sprijinul ei. Toate acestea sunt legate de o casă. Fie că vreți să faceți rost de bani să cumpărați această casă, să închiriați această casă sau să rezolvați o problemă mai veche. Și un rege de monede aici. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Taur, care poate să fie legat de trecut și să poate fi și o bancă pentru unii. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Sau cineva care vă dă un ajutor pecuniar. Acum să vedem pentru voi. Pentru voi aveți aici cinciul de monede, de bâte, scuzați-mă. Deci o să fiți foarte agitați, o să încercați să luptați cu ceilalți, să-i convingeți, să spuneți mici minciuni, mici bârfe, să luptați împotriva acestor minciuni, acestor bârfe spuse de ceilalți. Dar este o concurență, o rivalitate unde nu știți niciodată cine câștigă, cine pierde. 10 de cupe. 10 de cupe va duce în postura familiei. Am putea spune că fericirea pentru voi vine din familie. Aici vă regăsiți fericirea, aici vă simțiți bine și vă bucurați. Sau veți fi foarte creativi alături de familie. 9 de bâte arată că aveți niște blocaje legate de un examen, de un concurs, de o călătorie, unde va trebui să scăpați de aceste blocaje și acest lucru nu-l veți putea face decât dacă vă ascundeți scopurile. Aici nu prea e deloc prea bine, dar asta este.
Vorbim de resurse. Resursele voastre, bunuri materiale, tot ce aveți, s-ar părea că treci printr-un moment dificil. Țineți de ceva. Este ceva la care țineți, ceva la care nu vreți să renunțați, acest patru de monede. Și pentru care veți face anumite eforturi. Dar în rutina zilnică, locul de muncă, sănătate, veți avea niște pierderi. Nu sunteți singuri în fața acestor pierderi, dar nici nu este prea plăcut. În schimb, cariera voastră profesională va duce un 7 de monede. Acest 7 de monede arată că aveți o recoltă, o recoltă de cules. Voi v-ați fi așteptat ca această recoltă să fie ceva mai consistentă și ea nu prea este ceea ce ați sperat voi, astfel încât chiar sunteți nemulțumiți, dar vă dați seama că ați făcut greșeli, ați fost și voi imprudent și va trebui să acceptați ce vi se oferă și să promiteți că pe viitor va fi altfel. Dreptatea, trei de monede și prințul de cupe. Deci veți comunica cu frați, surori, veri. Această comunicare va fi legată de dorința voastră de a vi se face dreptate. Vorbim de dreptate. Deci s-ar putea să chemați pe cineva în judecată și aici trebuie să fiți atenționați, fiindcă trebuie să cunoașteți forța de reacție a celorlalți, să cunoașteți legile după care se judecă și, bineînțeles, să nu uitați niciodată de dreptatea și de adevărul etern. Balanța cu spada fiind egală cu asul de spade. Treiul de monede arată că în contracte, asocieri, procese, căsătorie, sunteți creativi. Aveți o creativitate, ceva care poate să vă aducă resurse, dar trebuie să o organizați genial pentru a beneficia de această creativitate. Deci acest trei de monede. Prințul de cupe vine în poziția relațiilor. S-ar putea să fie un prieten, o persoană mai tânără, o persoană care călătorește mult, pare să fie ca un copil, o persoană care îi place să creeze o atmosferă plăcută, să fie admirat de ceilalți, cheltuie foarte mulți bani și dă impresia foarte mult a unui curtezan. Deci, o persoană cu care puteți colabora, dar întotdeauna trebuie să știți că acest prinț este foarte risipitor. Ultimile cărți. În familie, în cămin, relația cu partenerul, aici veți primi niște bani. Bani care vin pentru munca familiei voastre. Dacă observați la această arcană, sunt și căței, și bunica, și partenerul de viață, și voi, copiii, toți care ați depus eforturi pentru acest 10 de monede, unde trebuie să fiți totuși atenți, fiindcă această investiție pe care vreți să o folosiți, ar fi bine să o faceți când soarele este în aspecte benefice cu Jupiter, sextil, trigon. Și 6 de bâte arată o schimbare care are și un blocaj, dar dacă vă păstrați dorința de dreptate, de adevăr, veți reuși să deblocați această situație. Și mare atenție, sacrificiile, secretele sunt legate de vicii. Trebuie să renunțați la viciile pe care le aveți. Vicii pot fi și credulitatea,
neatenția. Deci, lucruri care vă influențează foarte mult și pe toți ne influențează cu acea axă pești-pecioară. Aceasta a fost pentru voi citirea. Eu vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați canalul să dezvolte dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!